Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Amoviș de Elită. S-a văzut diferența între o echipă care juca fără antrenor și o echipă care are antrenor de fotbal. Ați văzut. Deși mulți spuneau că nici Guardiola nu se poate să facă nici cu gloabele astea de jucători și au fost destul de mulți care au jignit jucătorii, vă spun. Iată că nu este așa. Deci un antrenor care știe ce face, da? Un antrenor responsabil și un antrenor adevărat are ce să facă cu jucătorii ăștia. Deci jucătorii nu sunt atât de lipsiți de calitate precum s-a vehiculat și cum au fost acuzați. Desigur, nu sunt nici extraordinari. Lotul a fost făcut franjuri în vară, în vara trecută, și era de așteptat ca noi să ne zbatem pe undeva pe la retrogradare. Dar după cum ați văzut, modificări ulterioare au mai cârpit așa din mers ce se putea cârpi și, într-adevăr, putem vorbi de o echipă care nu trebuie să retrogradeze. Acum nu e de Dinamo. Jucătorii ăștia, marea lor majoritate, nu sunt de Dinamo, dar având în vedere evoluția lor din partida de ieri, deși n-au strălucit, n-am jucat ca Realul sau n-am jucat ca vreo echipă de asta de top, da? N-am etalat un fotbal extraordinar. Dar e greu să câștigi împotriva arbitrajelor ostile și împotriva echipelor, jocurilor de culise, împotriva echipelor care, ați văzut, împart punctele în omenii și atunci când trebuie fac tot ceea ce pot pentru a încurca pe alții. Dar după cum ați văzut, această echipă FC Voluntari ne-a cam ars așa. De vreo două ori, nu? Deci am pierdut chiar și cu Mihalcea, ultima partidă, băi, sunt buni voluntarii, nu știu ce, bla bla bla. Noi nu sunt buni, vă spun eu, nu sunt buni, n-au echipă extraordinară. Nu am avut noi un lider, n-am avut un antrenor ca lumea. Nu știu dacă ați urmărit declarațiile de la finala lui Mulțescu, deci a avut o declarație la final, eu am urmărit-o, a fost pe Telecom. Și acolo a vorbit de sintetizarea datelor de primite de la stafful cu care lucrează, cunoașterea jucătorilor. Doamne, niște lucruri de astea care sunt străine pentru alți antrenori de ăștia de muzică ușoară, pentru generația asta tânără, că noi toți ați spune acum, spune că ăștia-s bătrâni, că am citit niște declarații, țin minte, prin presă aruncate de diversi din amoviși de ăștia în ghilimele, că Mulțescu e bătrân, că ar trebui să ducă acasă, să nu știu ce, că nu o să dea randament. Parcă și Răducioiul ăla, care uitase să vorbească română și vorbea în italiană, după nu știu câți ani, un an, doi, petrecut în Italia. Parcă și ăla tot îi dădea că e bătrân, că e nu știu ce. Băi, fraților, bătrân, tânăr, ați văzut ce i-a zis Dutejea, da? I-a zis, băi, tu ți-ai cam luat viteză, ai uitat unde ai mâncat o pâine. Ți-ai cam luat viteză, ai uitat că ai mâncat o pâine la Dinamo. Hai să ne vedem așa puțin de lungul nasului. L-a pus la punct, domnule, asta este atitudine de câine, domnule, este antrenor adevărat, care știe ce face, a demonstrat-o prin profesionalismul său. Deci, domnule, în câteva zile să faci tu ce... Hai, domnule, să fim serioși. Deci... Totul se poate cu un antrenor care știe ce face, poate să țină situația sub control, vedeți ce se întâmplă, nu? Dar dacă nu-i aduce numai catastrofe de astea care să vedem dacă poate, cine știe, poate ăsta e mare antrenor, poate. Băi, fraților, la Dinamo nu e de poate, asta e problema care nu înțeleg mulți. Și nu știu negoiță ăsta, băi, fraților, ce are în cap, bă? Deci eu spun că ăsta e omul, ăsta e... Face în așa fel încât să distrugă Dinamo, deci nu să, chiar se chinuie să distrugă de câțiva ani, nu reușește, ceva de genul. Păi nu poți, măi, fratele meu, să pui așa hahalere de antrenori, să aduci. Deci într-un sezon a adus, cred că a fost concursul antrenorilor cei mai slabi din cariera, din istoria lui Dinamo. Deci niște antrenori care nu poți să-i numești antrenori, deci ce dracu să facem experiențe cu Neagoie, începem și face la staff, aduce jucători. De la catastrofa nucleară ni s-a tras nouă tot sezonul, domnule.
L-a dus el pe Kevin Bru, pe nu știu ce, pe... Băi, fraților, băi, noi nu ne dăm seama ce... Ce catastrofală, man, ce catastrofal management, băi, băiatul. Pentru că noi aruncăm în, aruncăm așa și dăm ca în sacul de box care ne apare primul. Și ăla e Bălănescu. Dar vă dați seama că Bălănescu nu face el de capul lui așa tot ce face el acolo. El se duce, stăpâne, facem așa, da, uite, facem așa, tăiem costuri, facem aia, nu știu ce. Dar nu înțelegem lucrul ăsta că ultimul cuvânt îl are ăla, bossul, care cântă la pian, ăla cu Meșe. Deci, dom'le, trebuie să înțelegem niște lucruri, dacă le înțelegem, dacă nu, nu. Au fost mulți, nouă ne place așa să... Când lucrurile alea la vale, în loc să ne strângem puțin așa, ne place să dramatizăm. Dom'le, nu spun, e și disperare, că a fost și disperare acolo, dar... Și, într-adevăr, jucătorii arătau... nu a neputință, arăta o indolență, mie așa mi s-a părut și mie chiar, în perioada în care a fost, echipa a fost condusă de Mihalcea, de exemplu. Dar dacă vă uitați la Mihalcea, era echipa după chipul și asemănarea lui, deci protesta când nu trebuia sau protesta așa în liniște, în surdină, numai el auzea. Ce mi-a plăcut mie după partida de ieri este că s-a luat un pic atitudine, domne, după atâta, eu știu, luni de tăcere, da? S-a trezit și Dănciulescu la viață, a zis și el ceva acolo și, fraților, la declarațiile de la final, Mulțescu a zis-o pe bune acolo, ce trebuie să se întâmple, să moară jucători? Și vă spun încă o chestie, că... Se vehiculează acolo niște idei de astea pe Radio Negoiță 1948. Am văzut că unii membri au preluat de acolo, de la ala, de la băiatul ăla cu chelie, au preluat de la Pic, sau nu, nu la Poc, de la Poc, așa au preluat idei de astea că campionatul mare se va opri, că nu știu ce, că... Dom'le, eu v-am spus și vă mai repet încă o dată, ați văzut, dacă m-ați urmărit în materialele trecute, o să vedeți că nu mănânc ce nu trebuie și spun niște lucruri corecte, niște lucruri exacte. Deci eu v-am spus clar că există posibilitate ca noi să fi fost supuși unor presiuni, datorită faptului că am încercat să ne calificăm în finala aia cupei și să speculăm greșeala care au făcut-o FCSB-iștii de a băga un jucător care avea cartonașe, odată. Da? Ați văzut ce represalii s-au luat. Pac, pac, ne-a băgat în carantină, ne-a distrus, ne-a zăpăcit și puteam să nu mai fim programați, vă spun, și dacă se mai găseau acum jucători bolnavi și așa mai departe, nu mai eram programați, jucam cu copii și la revedere pierdeam cu 3-0 pe teren și retrogradam demn, așa cum zicea Peluza aia. Peluza aia nu-s Negoiță. Dar... ați văzut că dacă s-a tăcut din gură și nu s-a mai făcut niciun tam-tam și nu s-au mai făcut contestații și așa mai departe, jucătorii pac-pac, pozitiv, din pozitiv s-au făcut negativ, și am fost lăsați în pace să mai mișcăm. Da? Să mai mișcăm, adică spun, pentru că sunt echipe acolo care au dat, au plătit, au, eu știu ce au făcut, pentru că, dacă ați văzut, s-au așezat frumos acolo la... în gura retrogradării frumos, la o distanță confortabilă și au făcut jocurile între ele și au stabilit ce faci în ultima etapă, cum faci aici, ce faci aici și ați văzut că ele s-au oferit oarecum cât au putut între ele și au împărțit punctele ca la CR de ăsta așa, ia tu, dă mie, nu știu ce, ca să fie așezate acolo, da? Și acum noi suntem lăsați să jucăm, adică am fost lăsați să jucăm cu jucătorii care îi avem, da, la dispoziție. Deci asta cred că a fost singura concesie care ni s-a putut face. În cazul în care noi nu vom retrograda și noi vom juca și vom reuși să rezistăm acestui sistem draconic, deci să joci din două în două zile, ați văzut, a spus și Gigi Mulțescu. Și dacă Gigi Mulțescu spune, eu v-am spus... Dacă ziceți Murdu și zice un antrenor cu atâta experiență și spune niște lucruri extraordinar de logice, nu ai cum să nu-l iei în calcul. Deci ce trebuie să așteptăm? Să moară jucători? Ce sunt ăștia? Sclavi? Ce dracu sunt? Că nu înțeleg cum corpul se reface după efort în termen de 72 de ore și noi jucăm după 24. Dom'le, sunt niște chestii care nu se bat cap în cap, așa, știi? Și se vede clar că
suntem împinși acolo să ne încurcăm, să retrogradăm noi, ați văzut? Inclusiv cu ajutorul fluierașilor, cu ajutorul arbitrilor. Ați văzut ce se întâmplă când... când arbitrii fluieră așa cum ar trebui să fluieră. Ați văzut foarte bine, deci nu trebuie să vă desenez, nu trebuie să vă spun. Bine, desigur, mai, vor mai fi de ăștia chibiți care stați, mă, că nu știu ce, n-are rost să nu știu ce, să zicem că nu e o conspirație, că nu e nu știu ce. Noi trebuie să înțelegem foarte clar că eu v-am spus, deci putea să urmăriți materialele mele clare, am spus și în avancronică. Deci nu știm dacă vom fi lăsați să jucăm. Nu știm dacă vom fi lăsați să jucăm. Asta este important și interesant. Dacă vom fi lăsați să jucăm. Și ați văzut că sluga asta de Călin, asta face. Deci nu există discuții. Nu putem să spunem că el a greșit. Deci n-avem cum. Tot timpul greșește împotriva lui Dinamo. Și ați văzut în ce moment a dat penaltiul ăla pentru ăștia, deci la scorul de 1-0 pentru noi și prin minutul 65 ca să-i bage pe ăștia în joc. Nu mai spun de niște, de judecarea unor faze diametral opus, adică pentru ei la orice atingere se fluiera faul și la revedere, te băga acolo în careul tău. Și atunci când era vorba de noi, erau faulturi evidente și violente și astea și de-abia fluiera cine știe când, după 10 minute. Deci se vede. Nu mai zic de cartonașe. Deci nu mai spun de cartonașe galbene. Nu mai zic de cartonașe câte trebuia să le dea la ăia și nu le dădea și ne dădea nouă la orice mișcare. Deci asta trebuie să înțelegem. Nu trebuie să ne luăm partea. Eu nu sunt, m-ați văzut, m-ați urmărit. Cei care mă cunoașteți, v-ați convins. Eu nu sunt un om care să... Sunt dinamovist, iubesc Dinamo, dar nu pot să tolerez mediocritatea, nu pot să tolerez atunci când nu avem dreptate. Deci, mie îmi place să fie totul demn, să câștigi cu demnitate, să... Nu îmi place să câștigi așa cu 3-0 la masa verde sau nu știu ce, dar totuși trebuie să înțelegem că sunt niște regulamente care trebuie respectate, nu? Deci trebuie respectate niște regulamente și dacă au fost create și există regulamentele astea, ele trebuie să fie respectate, pentru că dacă nu se mai respectă, înseamnă că se fac jocurile anumitor echipe, nu? Și unii sunt denigrați și aruncați în mizerie și alții ținuți în palme, în puf. Deci cam asta e problema. Nu putem să nu vedem, nu putem să nu recunoaștem că așa este. Deci nu suntem lăsați noi să jucăm. Deci suntem trași să retrogradăm, suntem forțați și să retrogradăm. Dar v-am spus, varianta aia vehiculată că se va opri campionatul, nu se va opri, vă spun eu, pentru noi nu se oprește nimic și varianta asta cu 16 echipe nu este iubită de nimeni și nimeni nu o dorește, pentru că ați văzut, ar trebui să se mișoreze din numărul de puncte, din banii televizori. Mă scuzați, văzusem un șofer de ăsta, era să intre pe... fără să asigură. Deci se înjumătățesc, se împart banii din televizări la un număr de echipe. La un număr de echipe care va fi mai mare și atunci automat banii se vor fi mai puțin. Și nimeni nu vrea bani mai puțin, mai ales în situația actuală, foamea asta pe un fotbal și asta și ați văzut că asta va fi un ultim resort de salvare a echipelor astea, departamentale de astea, de primării. Deci asta va fi. Ei au dat acum, au cotizat, federația trebuie să-i țină acolo și liga și vor vedea, vor găsi o modalitate să-i țină. Dacă noi ne vom salva și nu vor putea să ne bage pe noi în cofă, o să vedeți, că așa va fi. S-a lăsat trebuia să discute chestia asta cu suplimentarea numărului de echipe și schimbarea sistemului competițional, trebuia să se discute cu ordinea de zi a ședinței de pe 30. Dar nu s-a discutat, s-a tergiversat și s-a amânat-o în acest sens. O să vedeți. Dacă noi ne salvăm și nu retrogradează cine trebuie și vor fi echipe acolo vizate cum sunt Sepsi, Academica și Clinceniu și Voluntariu, o să vedeți că se vor suplimenta numărul de locuri în Liga 1
și nu v-am mai retrogradat niciuna. Ultima va merge la baraj. O să vedeți. Doar așa poate să beneficieze și Chindia de șansa de a rămâne, de exemplu. Normal era să nu se mai joace aceste meciuri, să se diverseze. Se mai poate întâmpla și altfel. Atunci când jocurile nu ies cum trebuie, să mai apară încă o epidemie de asta, încă un focar pe la o echipă de infecție. Și o să vedeți că se oprește. Atunci se oprește campionatul. La noi nu se oprește. Noi sunt niște chestii care se fac pe față așa și... nu știu... Nu vreau să scuz pe cei care au înleznit munca ăstora de la care ne vor să ne dea încăpățână. Deci nu vreau să le, eu știu, să le găsesc scuze. Deci cei care au făcut niște greșeli impardonabile ar trebui să plătească scurs și să fie dați afară, domnule. În speță Bălănescu ăsta să dispară de acolo. Clar. Nu știu acum, Negoiță ar trebui să arunce gogoașa pe el și să-l dea afară, să-l demită. Chiar dacă, deci vă spun sincer, deci dacă, chiar dacă să spunem că deciziile au fost date de Negoiță, da, au fost date de Negoiță, pentru că Negoiță a spus, da, nu știu ce, schimbă-l, fă-l, în funcție de ce avea el încăpățână. Dar un manager adevărat spunea în felul următor, domne, stați așa puțin, că nu știți, vă loviți la ceas, nu e voi așa, trebuie să facem așa, dacă faci așa, uite ce se întâmplă, aia, trebuie să prevadă, nu? Și să-i spună, nu trebuie să-i spui patronului, stăpânului tău, patronul nu-i stăpânul tău, patronul este un om care te plătește, da? Te plătește să-ți faci tu jobul, să fii tu, să tu să conduci, că de-aia ești manager. Nu ești o slugă care să zici, șeful, cum facem așa, da, bun, și te dai ordin la subordonați. Nu, tu trebuie să vezi dacă e bine, că stăpânul trebuie să, patronul trebuie să spună ție, băi, eu vreau asta și asta și asta. Nu-mi place de rednic, vreau să-l demiți, să-l dai afară. Stai, domnule, cum să-l dăm pe rednic afară? Păi rednic ți-l vinde pe ăla, rednic l-a promovat pe ăla. N-ai văzut câți bani ți-a făcut rednic când ai vândut pe ăla, ți-a plăcut? Când ai vândut jucători, când l-ai dat pe ăla la Zenit, ți-a plăcut? L-ai dat pe Rusia și după aia ți-a venit banul de nu mai știai de tine, pe Mevlia. Cum e că ai luat pe Bizona și are la Antii 250.000 care tu pe alții nici nu visezi să iei vreun leu? Îi dai costul de mii. Deci, domnule, trebuie să spună, să discute. Domnule, ți-a tras de ăla, ți l-a pus în evidență pe Rotariu, ți-l-a... Deci, niște chestii care v-a scos pe Costache, ți-a băgat în buzunar 750.000 sau cât ai luat pe el. Deci, sunt niște lucruri care trebuie să-i le spună cineva. Deci, asta e problema, vă dați seama? Cineva trebuie să-i... Adică, dacă tu ești manager și ăla vine și spune o inepție ca asta, dă-l părenii. Băi, nene, n-am cum să-l dau părenii. Rednic face economie, Rednic a ajutat bugetul, ne-a ajutat să terminăm campionatul, ne-a împrumutat, a dat preme, a dat alea. Deci nu pot să fac așa ceva, să fac o chestie împotriva lui Dinamo. Îi explic ce înseamnă, ce, poate omul nu știe ce implicații are, că e ușor să fii patron și să dai ordin. Băi, faci așa, faci așa. Dar trebuie să ai managerii, echipa managerială care să pună în practică ceea ce vrei tu. Și dacă tu vrei un lucru imposibil, să-ți dea peste nas, să zică, băi, stop. Asta înseamnă manager. Deci... Omul stăpân pe situație care știe ceea ce face și le zice lui Strâmbu, bă, stai mă așa ușor că te lovești, strupi pianul. Deci, asta e, nu-i convine și te dă afară, du-te bă băiatul, dacă ești capabil, te duci la altă echipă, nu îți găsești unde să fii președinte, ca adevărat, sau manager, dacă nu se vrea. Că ați văzut și la FCSB, e sclavie ce și acolo, dar și ăsta Negoiță, dacă ați văzut, a început să copieze. Copiază pe Becali, că a văzut cum face și vrea să facă și el. Face, mâine până o să vină cu schimbările la pauză, cu jucătorii, cu alea. Cam asta e problema, ați văzut. Deci, o face ăla oierul ce vrea, dar bă, băiatule, dar bagă și bani. Ăsta nici nu bagă bani și vrea să facă ca el și numai prostii face, deci cam nasol. Domnule, revenind la meciul de ieri, că ne îndepărtăm tot de subiectul ăsta. Deci, v-am spus, remarc atitudinea așa cum trebuie a lui Dănciulescu odată, dar deși e prea târziu, da, e târziu, da? Și v-am arătat ceea ce înseamnă un antrenor. Deci v-am arătat clar ce înseamnă un antrenor. Antrenorul la o echipă de fotbal. Și mulți spuneau că, bă, că-l plâng pe Rednic, că nu știu ce. Băi, frate, nu poți să compari tu pe Rednic cu Neagoie. Au fost atâtea catastrofe în grupul ăsta. A dat afară sute, vă spun.
Am dat afară sute din grupul ăsta pentru că în grupul ăsta trebuie să rămână oamenii care știu fotbal și sunt de elită, domne, dinamoviști, adevărați, nu... Dinamoviști de elită care au valoare, nu păcăliști de ăștia care... Lăsați-l, mă, până aia să vedem ce face, că... Cum să vedem, bă, ce face? Să se ducă dracul la altă echipă să vedem ce face acolo și când vine la Dinamo să fie super antrenori, măi, nu mai... Deci la Dinamo nu există cum să vedem ce face, că... Poate va face, poate... Am visat noi că nu știu ce, că Claudiu Niculescu, că Mihalcea, că... Dom'le, haideți să înțelegem, la Dinamo trebuie să vină un antrenor care e bazat și știm ceea ce poate și e bun și să pune niște situații. Ați văzut ce se întâmplă dacă aduci de ăștia, de al de Teja de ăștia. Ați văzut ce se întâmplă? Că Teja, mare antrenor cu ochelari ăia, că zici că i-a luat pe toți ochelari, acum au toți ochelari de aia falși. Toți când îi vezi au ochelari de aia cu sticlă falsă, ochelari de vedere falși de aia, care nu... Ca să pară mai celebri, mai antrenori. Bă, arată meserie, bă, în teren. Arată meserie, stăpânește. Fii pedagog, fii șmecher, fii bazat, fii manager. Stăpânește situația, arată fotbal. A venit Teja, ăla a făcut două aranjamente și gata, ăla e antrenor. Dar când s-a dus la Gaz Metan sau nu știu unde mai a fost pe acolo și a rău gâtul, că i-au cerut ea să califice echipa și nu mai putea să califice în play-off. A trebuit să-l aducă ea după aia pe Edi. Băi, fraților, antrenorii sunt puțini în ligă, antrenori ca lumea. Că ați văzut că sunt și posesori de ăștia de licență pro care n-au nicio legătură cu fenomenul, da? Sau sunt la început de carieră. Dom'le, să se ducă domnul la echipe, să ia de jos, să înceapă în Liga 5-a, 3-a. Ați văzut, Bratu, la fel, erau mulți, domne, Bratu, face, Bratu, că a făcut la Under 19. Ați văzut ce s-a întâmplat când a fost Bratu? Ce catastrofă nucleară, ce era instabil așa. Dom'le, trebuie să, ca antrenor, vă dați seama că sunt momente grele în care atunci trebuie să-ți arăți capacitățile, atunci trebuie să te... Să te mobilizezi și să arăți că ești stăpân pe situație, că știi ceea ce faci. Cam asta e ideea. Referitor la joc, ne-am îndepărtat foarte mult de subiect, nu prea sunt multe de discutat. Eu v-am spus clar că Nicuțescu trebuie să fie titular. Nu vreau acum să zic că fac materialul ăsta și să zic că vă v-am zis că mă obosesc. Dar cine nu crede sau cine mă contrează sau nu crede că eu ceea ce vorbesc aici chiar este ceva de luat în calcul, uitați-vă materialele vechi, uitați-vă materialele din urmă, da, că nu mai mă obosesc, că n-are sens. Și acolo veți vedea clar ce am zis, ce am spus eu și ce s-a la ce vorbe s-au ajuns, la vorbele cui s-au ajuns într-un final. Dom'le, Mulțescu se vede că știe, da? Clar. Dar ați văzut că el trebuie să apeleze la jucători ca Popa, domne. Ce să faci cu Popa? Asta e. Ce să faci? Mulți, băi, ce facem? Nu are, domne, pe cine să bage. Nu are atacanți. Pe cine să bage? Dacă Montini n-a putut să joace și n-a putut fi folosit. Îl bagi pe Popa acolo și ați văzut ce înseamnă în lipsa unui vârf în repriza a doua. La orice minge care noi o aruncam pe față pe Popa, de exemplu, nu se putea. Deci el nu câștiga niciun duel cu fundașul. El... Făcea deviere și vrea să plece sau vrea să-și facă mingea pe lângă fundaș. Niciodată el nu prelua cu spatele la poartă să mai țină puțin de minge, să fie faultat, să câștige un moment de respiro pentru echipa noastră, să ținem puțin posesie. Nu e vârf, dom'le, nu e vârf de ăsta. Sau probabil că e un vârf 2, dar nu știu ce să spun. Eu nu-l văd fotbalist în primul rând, da? La antrenamente probabil îl văd antrenorii că joacă, o juca, o fi mai descătușat la antrenamente sau e pe viteză sau asta. Dar eu jucătorii exponențial care am văzut ieri, am văzut așa, vă spun clar, Sorescu care nu îl mai apuc, eu nu cred că mai apuc sezonul viitor, da? Și va fi vândut, așa? Și cred că era vândut de asta iarnă dacă rămânea Rednic. Deci dacă Rednic rămânea antrenor, era vândut cu un milion și ceva, undeva pe afară, de vă spun clar. Sorescu care e piesă, Nicuțescu mi-a plăcut foarte mult și trebuie să joace, doamne, să fie titular, nu se poate, n-ați văzut faza aia. Păi face preluare acolo la 1-0, țineți minte meciul, în meciul cu Voluntari a fost, nu? Sau cu Iașu, cum nu mai țin minte în ce meci?
face preluare acolo cu se lipește mingea de picior, pac, intră în centru, șut, trage una în bară, dezgâlțe bara și acum se clatină bara și Mihalcea în fața următoare îl schimbă. Și după aia ne egalează ăștia. Cu Iașu, da, cu Iașu a fost. Nu se poate și ceva așa, catastrofă nucleară să fii de antrenor. Dar nici, chiar și un amator, cum sunt eu sau cum suntem noi amatori, noi vedem niște lucruri, stai mai puțin, cum să scopul? Păi pe ăla lași și eu, pe așa în teren. Ați văzut Mulțescu a tras de Lazar cât s-a putut. Pentru că s-a văzut experiența lui Lazar, nu s-a văzut, a fost pus în valoare. Ați văzut cum a jucat Lazar, extraordinar și Lazar. Deci, în acest meci putem spune așa clar, nu avem alt portar în afară de Straton, dar Straton s-a achitat bine de sarcinile care le-a avut. Pulici, un fundaș excelent care ne duce în spate fără nicio discuție. Eman, o surpriză plăcută, Marco Eman, și se vede clar acum că la antrenor de genul Mulțescu nu merge cu stai, joacă-l pe ăla că nu știu ce al cui e, al impresarul, că nu știu ce. Gigi nu știe de astea. Gigi Zmurdu, a văzut ce zice el acolo. El zice niște lucruri de bun simț, da? Și bagă jucătorii care joacă. Da? Banii ăla merită să joace. Dacă a jucat și sub Mihalcea și l-a băgat în seamă și Mulțescu, vă dați seama că e jucător. E jucător de fotbal. E bun. Pe fund acolo, catastrofe. Pe partea dreaptă, catastrofe. Dar nu are Mulțescu ce să facă. Trebuie să-i bage pe catastrofale ăștia, că nu se poate. Dacă îl trăgea pe Păsărescu și îl ținea acolo, îl închidea pe flancul drept, nu mai dădea asistul ăla care l-a dat la golul 2. Nu mai niște chestii care a dat gol. Deci ce să mai discutăm? Ai nevoie de Sorescu în situația în care tu nu ai vâr de atac, nu ai mijlocaș de valoare care să conteze acolo în față, deci cam asta e. Și, într-adevăr, ne trebuie un fundaș de atac ca lumea, nu catastrofele astea. Ați văzut ăla ce face la minutul 93-94, scapă pe ăla de acolo și lasă să centreze în careu. Deci, dacă, eu mă gândesc, dacă era catastrofa asta, tot așa, într-un meci de ăsta mai dificil și asta, ce făceam cu el, bre? Chilien ăla, la fel, scoate din bocan și zice, mă, sunt niște fundași care au fost aduși așa, de umplutură maximă. Pe stânga, Scovai și el aș face treaba. Nu este extraordinar, nu strălucește, nu asta, dar aș face treaba. La închidere, n-avem, dom'le, ați văzut, Șerban, Răuță, ce treabă să faci, bre, cu ăștia, ăștia nu-ți fost banii și vrei. Dar Mulțescu nu are ce să facă, el joacă cu ce are, ci cu materialul clientului, ce să-ți facă el? Să aducă el fotbaliștii acum, de unde să-i aducă? Măi, astea sunt lucrurile. Mârzliac, la mâncare cur unii, nu știu ce, că ia nu știu câți bani, că face, că drege. De ăștia care vorbesc până alte grupuri de noi urât, de ăștia de din Auviș de elită și sunt prieteni cu toată lumea. De ăștia curve de astea masculine, care nu prea îmi plac mie și nu vreau să-i văd. Am mai tăiat din ei, am mai dat pe afară de pe grupuri. Am văzut care mâncau căcate prin alte grupuri și pe aici, pe la noi, nu mai veneau să mai comenteze, nu nimic, stăteau doar să spioneze. Și astea am mai dat afară, dar mai sunt catastrofe și de ăștia falși din Amoviști, de ăștia care îi vezi că comentează ei, că facă nu știu ce, dar ei sunt niște falși. Că ia 12.000, că face, că drege. Băi, frate, ia, că ia, ai văzut de ce ia, că îți ține tot mijlocul acolo, îți dă gol, îți dă... Ia bani, că trebuie să ia bani. Că se vede că n-ai un fotbalist ca ăsta. Ce să faci cu Răuță? Ce să dracu că joacă mai bine decât toți închizătorii care ai acolo? Ăla. Păi ce să... Asta e. Îi trebuia totuși la un Mârzliac, vă spun, un închizător de ăsta mai trabajadores. Cum era Mamutul NDIA sau, eu știu, un alt închizător cum aveam noi pe vremuri de ăștia... Care nu ieșeau în evidență. Chiar și Filip ăla era bun, vă spun sincer, a fost o prostie cu Filip aruncat afară. Deci a fost un act premeditat de crimă împotriva lui Dinamo, vă dați seama. Chiar dacă ăla nu era mare lucru, bă frate, dar și într-un picior Filip joacă mai bine decât Răuță. Și cu decât Șerban, ce dracu. Și în situația în care ești acum de trebuie să joci meciuri după meciuri, tu îți permiți să arunci jucători afară, mă? Catastrofe de manager, bă, și de dușmani, mă, de oameni care au făcut dezastru la Dinamo. În ceea ce privește flancurile, ați văzut, acolo a fost jocul foarte. Acolo s-a câștigat meciul, deci flancurile și cu Neicuțescu acolo pus în atac. Și un sistem simplu, domnule, un sistem folosit simplu, dacă ați văzut. Nu s-a complicat Mulțescu și schimbările care le-a făcut din mers arăta clar că
Dacă e antrenor, poți să câștigi, s-au emis pretenții. Chiar dacă a avut șansă. Chiar dacă a avut șansă. Și vă spun eu că șansa n-avea nicio legătură dacă arbitru era, dacă partida era arbitrată decent. Nu poți să dai penalti la faza aia, mă, n-ai cum. Scuză-mă, dar nu se poate da, nicio, n-ai cum, nici să fii mânjit, nici să... Deci, arbitru s-ar fi, ar trebui să fie interzis, domne, să fie dat afară definitiv. Deci asta este. Și problema este că Dinamo nu poate să facă să fie vehementă. Deci asta, domnule, excludeți din arbitraj pe ăștia, faceți memorii, memorii după memorii în continuu, fiți, țineți-vă de ei. Dar ați văzut că dacă te ții de ei, acum îți dă cu coronavirus în gură. Vine etapa viitoare și ți mai controlează o dată pe vineri, sâmbătă și așa, și stai jumătate de echipă și cu cine mai joci? Joci cu Iosinte Mulțescu și cu... Ce să mai vrem? Cu Neaiulică Mihăiescu și cine mai sunt pe acolo care mai poate să mai pună ghetele? Păi ce facem, bre, că asta este? Sau se simte Bolănescu, vor de atac. Dom'le, sunt niște lucruri care se văd și nu ai ce să faci. Deci dacă nu schimbăm, deci să aducem un manager capabil care să aibă niște conexiuni la nivel înalt, care la, a dus și cu Rednic, mai era niște chestii, că mai știa pe ăla, mai vorbea cu ăla, mai avea un meci mai ușor cu ăla, îl respectau și arbitrajele, pentru că avea și el un cuvânt de spus acolo și mai erau niște chestii, Și nu numai, a zis, când vine un președinte bun de club, ăla știe, are mijloace, se duce, e persuasiv, știe să-i facă pe ăștia așa, află când e manevră și când e greu cu cineva, intervine pe alte părți. Dacă ăla are centralul, vii și tu cu tușierul și faci de astea, sunt niște chestii care nu trebuie să, astea nu se învață la, eu știu, la fără frecvență. Asta se învață când ești acolo, în mijlocul fotbalului, vezi niște lucruri care sunt adevărate și care, fără de care n-ai cum să fii un manager de succes. N-ai ce să fii președinte la Dinamo sau la asta. Asta este problema. Plus că, n-ați văzut, nu suntem așa cum ar trebui să protestăm într-un mod direct, doamne, și chiar și galeria asta care, ea se ocupă de strângerea banilor, ea face chetă, Caritas. Lăsați Caritasul, fraților, și faceți ceva, adică ăștia ne bagă să jucăm din două în două zile și noi nu spunem nimic. Mergem în față, facem o adunare de protest, o înregistrăm și mergem acolo la LPF și le facem la ea un cir de nu se poate. Cum adică? Să se găsească, doamne, măsuri de-astea, posibilități de a se juca campionatul ăsta, pentru că, sau dacă nu se poate juca, se oprească, doamne, și la revedere, nu? Dar nu așa să joci din două în două zile, că doar nu joacă nici dracu, nici o echipă de asta, nici Manchester City sau echipele astea care sunt de top class, care au câte trei echipe care poate să le alinieze la orice zi și la orice oră din zi și din noapte. Nici măcar ăștia nu joacă din două în două zile și noi jucăm din două în două zile. Haideți să fim serioși, chiar e bătaie de joc. Și nimeni nu spune nimic și nimeni nu face nimic. Noi vrem să lăsați-ne să retrogradăm demn, lăsați-ne să pe teren. Hai bă, fraților, lăsați-o moartă. Asta este, nu știu ce se va întâmpla, urmează o partidă foarte dificilă cu Herman Stadu și vă spun, oboseala se va simți pentru că a spus-o și Mulțescu. Nu ai cum să-i recuperezi așa de repede și o să vedeți, căderea o să se vadă și atunci o să începeți iar, nu știe fotbal, nu? Dom'le, dacă omul nu poate să stea în picioare, nu poate să joace ca lumea, vă spun eu, care a jucat fotbal știți, dar sunteți puțini care a jucat fotbal. Că sunt mulți de ăștia, ageamii de ăștia care își dă cu presupusul acolo și vin, intră, discuții, te jignește, bă, ce știi tu, că ăla e prost, că ăla e bău, că ăla e nu știu ce. Și i-am dat afară catastrofele astea din grup. Ați văzut, am dat afară o grămadă care veneau și jigneau acolo, îi făcea pe ăștia avortați, îi făcea nu știu cum. Dați afară, băi, băieți, plecați mă de aici, jucători, dacă l-a luat Dinamo și jucător la Dinamo, îl respectăm cât e la Dinamo, după aia că nu mai fie, asta e. Ce să-i fac? Ce să-i zic eu lui Popa acum? Ce dracu să zic de Popa? Că îmi vine să-l împușc. Eu sunt obligat să-l văd pe Popa, meci de meci. Îmi vine să mor când îl văd pe ăla, intrând pe teren. Deci nu se poate așa ceva, n-am văzut. Și fiecare vede un jucător slab sau nu-l place pe unul sau asta. Nu trebuie să-l înjuri, să-l faci pe la varză. Domnilor, să arătăm puțină susținere, să vedem ce se poate întâmpla, să vedem ce putem să obținem de la acest final de campionat. Pozitiv trebuie să fim, ați văzut, am obținut 3 puncte de aur și acum să vedem ce mai fi. Doamne ajută și să auzim de bine!